Unde să vă întrebați, că consumă 4-5-10. Ia să vedem cât e un plin la el. Benzină standard 95. Pe 3, vedem cam cât. A fost gol-golut, se vedea fundul. Opa. $53, bagă, David. Bă, se poate merge aici, dincolo de Certezanu, este digul ăla. Merge pe dig, se poate merge pe acolo și urcăm la prescurt. Nu, dacă știi tu, merem după tine. Vedem și cu 120, e bun. Ciao. Mulțumesc și eu. Zi faină. Termina și cu plinul și acum să vedem ce-ar fi mai departe. Îl avem pe Sorinel aproape. E o vreme super faină, călduț afară. Numai bună de ieșit. Vreme superbă. Că e praf prea mare și se ridică. Dacă rămân un pic eu mai în spate. Am fost eu mai înainte mai în față, dar am zis să mai stau un pic să vorbesc cu voi. Nu uitați să-mi dați un subscribe, dacă n-ați dat încă subscribe, aveți aici domn de subscribe de desu. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, aveți aici în stânga Instagramul meu ATV-riștilor, pagina, adică comunitatea de ATV-uri. Suntem o comunitate deja mare pentru mine, înseamnă mult. Suntem deja peste 100. Cu asta vă mulțumesc. Aveți aici Instagram-ul cu 5 descriere. Dacă nu uitați să dați follow. Vizionare plăcută. Dar ca idee, îți foarte
foarte, foarte mulțumit. Ca Prima TV îl recomand tuturor. E un motor fiabil. Dacă toate sunt făcute la timpul lor și aveți grijă, îl gresați, nu o să aveți nicio treabă. Față-i TGP-ul de 1000, în spatele lui 520 și în fața mea este Kawasaki de 450 injecție.
suntem sus la mănăstire, mănăstirea Sfântul Gheorghe din Turnu. Eu mereu rămân în spate că nu știu ce are camera asta în puii mei și frig afară. Dar las că prinde-o în urmă, că știu traseul în partea asta. S-a mai fost. Ești ok? Mamă, ia cu curapa. Aici e drumul meu, deja știu traseul. Bine, când mai umbli, deja te obișnuiești cu drumul. O să-i dau și lui aici, dar sunt singur și atunci am dat velo că n-am vrut să forțez cureaua. Dacă... Da. Am căzut de bugea, frate. Nu știu, cred că, sper că l-am prins pe cameră. Nu uitați să dați like, să mai zic o dată, să dați un subscribe. Și să vedem ce va fi. N-am nici 4 ori 4, n-am nimic. Mamă, bine că nu te-ai caut. N-am nici 4 ori 4. Dăm
Eugen! Bă? Bă, poate o luat-o pe-n dreapta, pe undeva. Eugen, unde? El s-a dus... O fost, asta e că nu l-am mai văzut. M-am întors în spate după el, dar nu l-am mai... Ce-a făcut Eugen? Că nu-l mai găsit. Că nu fi văzut sau ceva. Că n-am, am văzut că n-are armură. Are numai... cască. Părți, patru părți, nu știu. Hai, mai tăie din ele de le drag. Zic, am stat după el, nu, n-am știu că unde e. Ai căzut, așa-i? Nu, că nu, că nu, dar mi s-a făcut atine să nu l-am. Să... Ai spate, nu? Nu, bai, că dacă ăsta vede că nu mă întoarcă înapoi, nu? Nu, că putem, numai că am stat după el, că n-am știu că unde e. Am crezut că bai în fața mea, că m-am întors după el. Am văzut că v-ați pornit, nu, păi zic, hai, că... Putem, numai că am stat după el, atâta tot. Să nu fie ceva. O, am căucăm tot ăsta, mamă, de abia așteptam. Pentru mine e foarte ușor, e bine, e ușor, nu e chiar foarte ușor. Pentru ei, mă uit după ce fi moto, după 520, că el e prima dată când vine pe aici. Și nu știu, nu știe traseu așa bine. Era fain să fim și cu 600-le, dar nu mi-a mai răspuns la mesaje. Practic cu el am plănuit. Și văd că nu mai răspund la mesaje, am zis că aia e. Ieșim numai noi, dacă tot nu răspuns. Asta este. Dăm ușor pe aici, că sunt crăci și una alta, spate, și așa n-am văzut pe spate, nu stric diferențialul, adică nu diferențialul, plajul de la diferențial, capul ăla să nu mi-l smurgă sau ceva, că am venit-o. Niște aer din ele, dacă zici că-s prea tare. Are niște ITP-uri pe el, super faină.
DGB-ul e o limuzină, practic. La cât e de mare, mamă mea. Ne-am pus în afară drum. Eu trebuie să mă duc cu accelerația la full, de unde el urcă la relanții, cam așa, să vă dați seama cam cum e diferența între motoarele astea. V și single, adică single cylinder și motoare V. Motor de 1000, am urmă mai știu din ce an, 2016, 2017, dar oricum mere fain, mere fain. Kawasaki-ul din spate, pe injecție, aici e cap, îl rupe tot. Fiți atenți, de o dată trecută când am venit pe partea dreaptă. Acum am coborât de dincolo. Atâta cât pornește electromotorul, e tot. Rest, silent. I-am dat de fond la ăsta. La capacul ăsta, la capac, nu? Trebuia trâns foarte, foarte tare, că altfel îmi arunc afară, nu știu, cred că slabă siguranța de la el. Să ne oprim undeva să și mâncăm, că e cam foame. Let's just
Oțelul! Dacă o fată poate să conducă 520, apoi băieților, ce scuză aveți voi că nu puteți urca în camaj? Dacă urcă o fată așa bine, îi văd pe unii că suntem frate, nu te teme ca să vei un poate. Ducem și noi niște lemne pentru foc? Îi dăm! Da, ia, hei, putem coborâ și pe aici, arată! Da, ia, putem coborâ pe aici, dar e nașpa pe acolo, aia zic! E cam nașpa! Sunt și niște crăci! Ia, dă-i, dacă vrei! Dacă vrei, dă-i, eu mă duc pe aici, că are garda la sol jos! Și n-am nici scut! Să facă, să nu facă. Mai bine merg la sigur decât să știi că rămâi pe acolo. Aia zic și eu. Băi, gata, mă, nu mai spui. Păi am prins mechiria, l-am strâns ca lumea acum. Pe acolo nu ieșeam, frate, ne troleam de... N-avea idee. Bagă-l în loc și 4x4. Aici am dat în cap. Vă leu. Veni pe aici. Dă-i înapoi. Că nu vreau să-i bag pe ei pe aici. Eu mă pot duce, n-am stres. Îl urc eu? Uai. Ce-l urc eu? Îl urci tu? Dă-i! Mamă, hai!
vedem cum urcă și bă, și Kawasaki-ul. Am comandat niște ochelari pentru cască. Să văd, am zis că e tot ok.